Alergiile sunt de patru feluri. Avem alergii alimentare, alergii la medicamente, alergii la veninul de insecte și alergiile de contact. Ele pot determina rinite alergice, astm, urticarii și dermatite de contact. Revenind la ceea ce m-ai întrebat tu, la urticariile determinate la la alergia la lapte, pentru că și aici trebuie să facem o precizare. Intoleranța la lapte sau la lactoză este cu tot diferită de alergia la lapte, da? La intoleranță vorbim de un defect de enzimă și aici ne adresăm la un gastroenterolog. La alergia la lapte ne adresăm la dermatolog și la alergolog și vorbim de determinarea unor anticorpi care determină un răspuns imun în organism, o reacție imună mediată de histamină, de aceea și tratamentul este antihistaminic, adică de reglare a histaminelor. Și acum revenim din nou la intoleranța la lapte. Ea determină pe pielea copilului, dar și a adultului, diverse manifestări de tip urticarian, care determină părintele, dar și adultul, să se prezinte atât la medicul dermatolog cât și la medicul alergolog. Da? Atunci când adulții sau părinții ajung cu copiii în cabinet, se face o scurtă anamneză a acestor evenimente și se ajunge la concluzia, la un diferențial între intoleranță și alergie. Da? Care sunt simptomele? Simptomele sunt diverse, simptomele sunt de tip urticarian, adică sub formă de papule eritematoase, cu prurit la nivelul corpului, distribuite pe toracele anterior, pe diverse părți ale corpului. Pruritul este destul de intens, de aceea ajung la medic datorită pruritului, care determină o sperietură a părinților, dar și a adulților care au aceste manifestări. Și ajungem să facem tot felul de investigații, atât în sânge, făcând anticorpii, IgE-urile, dar și panelul de anticorpi specifici alimentari, între care și IgE-ul specific la lapte. Când vorbeam despre cum depistăm alergia la lapte, cerem noi să facem acest panel alergologic sau așteptăm să ne lovim de astfel de situație și apoi să facem aceste investigații? Dacă dorim și știm că avem în familie cazuri, vom putea cere aceste investigații de a face panelul alimentar, IgE-urile specifice la lapte și la alte alimente susceptibile de a produce urticarie. Dar putem să facem și atunci când ne lovim, practic, noi ca adult sau copilul de aceste probleme. Se tratează alergia la lapte sau este pe viață, ne confruntăm cu această problemă? Este semi-semi, ca să ne înțelegem. Ameliorăm cumva pe ameliorăm, parcurs? Da, ameliorăm pe parcurs și asta cred că ar trebui să o stabilim cel mai bine cu medicul alergolog când vom face un proces de imunizare la diversele, adică vom introduce treptat anumite alimente în alimentația noastră de zi cu zi. Adică să se facă procesul încet treptat de imunizare la acele. Dar cel mai bine cred că ar fi de discutat cu medicul alergolog, la ei trimitem și noi dermatologii pentru a stabili partea de nutriție. Cum se tratează? Ce facem? În prima fază, dacă noi acasă pățim un eveniment de urticarie, da? Atunci va trebui, dacă avem în casă un antihistaminic și observăm că procesul este foarte intens cu prurit, putem să luăm un antihistaminic până ne prezentăm la medicul dermatolog sau alergolog, dar și să ne aplicăm o mixtură mentolată pe corp sau o hidratare specifică, adică un emolient pentru corp. Va trebui să evităm apa fierbinte, da? Okay. Și să ne hidratăm foarte bine. Da? Vorbeam puțin mai devreme și îmi spuneai de o greșeală pe care o fac cei care se lovesc de aceste alergii la nivelul pielii atunci când sunt acasă și le îngrijesc cu spirit. Da, alcoolul este contraindicat. Cea mai bună este mixtura mentolată, dacă avem în casă. Dacă nu, ne putem aplica orice cremă hidratantă care nu are parfum și alcool în ea. Uleiuri putem pune?
Uleiurile sunt, depinde de uleiuri, ele sunt grase și atunci când tu le aplici deja pe niște papule urticariene care au prurit, îți dai seama că e... Nu facem astupă, decât să înrăutățim situația, se astupă porii și nu e un lucru bun. Nu. Cel mai bine ar fi să ne prezentăm în urgență la spital sau la un cabinet de dermatologie implicit alergologie. Este alergia la nivelul pielii o urgență? În anumite situații, da, este o urgență pentru că depinde de alergie. Ea, la un moment dat, dacă alergia este foarte intensă, poate să ducă și la edemochinge. Da, edemochinge înseamnă să ne umflăm la nivelul ochilor, să ne umflăm la nivelul buzelor, să avem un edem glotic, adică să avem senzație de astupare, ca să mă exprim, să înțeleagă și oamenii, ne astupăm la nivelul, adică nu mai putem să mai respirăm. Da? Și atunci, senzație de sufocare. Da, exact, că nu mai. Senzație de sufocare. Și atunci chiar este o urgență. Da? Deci nu trebuie tratată superior, nu trebuie să stăm acasă să așteptăm ce se întâmplă, nu știu, până a doua zi, peste noapte sau nu? Nu, dacă observăm că încep manifestări, adică să ne umflăm pe anumite părți ale corpului, mă refer la nivelul feței, în afară de papula urticariană care este intens pruriginoasă, va trebui să ne prezentăm la medic de urgență, adică este obligatoriu. La cât timp după ce am consumat lapte apar primele simptome? Ele pot să apară imediat, da? Și atunci să avem o reacție alergică de tip 1 sau poate să apară întârziat, da? Și atunci este de tip 4. Da? Tot așa, depinde de la organism la organism, nu putem să știm. Întârziat ce înseamnă? La ce distanță? Poate să fie la 5-7 zile. De la, o distanță de la foarte mare de da, la da, da. Și la alte alimente care conțin lapte sau produse lactate. Deci trebuie să citim foarte bine eticheta odată ce descoperim că facem parte din această categorie de oameni cu alergii la lapte. Orice mâncăm va trebui să fie foarte bine documentat. Exact cum sunt cei care au alergia la gluten. Trebuie citit foarte bine eticheta, văzut ce conține produsul respectiv, dacă are lactate sau produse lactate din lapte.